mesaje care spun același lucru pe care l-a spus doamna Mihaela prin telefon. Și anume că totul ar fi un joc pe care voi să-l faceți, asta e ideea, o să vă citesc câteva dintre ele. Cum ar veni că dacă voi spuneți că nu vă mai căsătoriți, lumea vă va vota ca să câștige toți ceilalți egal. Acum, hai să-l găsesc. Ia unul care este despre tine, Raimond, și spune așa. La început, Raimond era vesel glumeț. Ceva s-a schimbat de când s-a cuplat cu Mireasa săptămânii, de atunci și atacurile de panică. Nu știu ce urmărește nici Raimond, nici ai lui. În relație cu Constantina nu arată decât că poate fi un bun camarad atunci când vrea și că uneori camaraderia asta nu e de ajuns ca să o suporte lângă el. Un lucru e cert, n-a uitat-o pe Moldova, spune Ioana din Brașov. Un alt mesaj spune așa. Doamna Mirela, incredibil, toate zvonurile conform cărora Raimond nu a iubit-o niciodată pe Constantina sunt adevărate. Totul a fost un teatru de proastă calitate și pot spune, deși nu o simpatizez, că mi-e milă de Constantina din tot sufletul, de naivitatea ei și de durerea care o așteaptă. Susțin din suflet Raimond și Constantina, sper să nu se căsătorească în mediul acela ostil, spune altcineva. Bună ziua, doamna Mirela. Este ceva normal să nu se căsătorească Raimond și Constantina, având în vedere fosta relație cu un bărbat căsătorit cu 3 copii? Și eu sunt mama a 2 fete, cea mare are vârsta de 21 de ani. Ca mamă, eu nu aș fi de acord să aibă o relație cu bărbați căsătoriți. E o rușine. Pupoana Laura, Andrei Cristina. Spune Mihaela din Arad. Cine să vă creadă? Sunt printuri de pe Reymania, în care Mica Ionescu spune că a început jocul. Rușine. Vreți doar banii, spune Adela. Dragii mei, indiferent de ce vi s-a transmis, eu și Oana și Laur Forever, Oana, tot alături vă suntem. Fiți inteligenți și nu lăsați pe nimeni și nimic să distrugă iubirea. Lăsați prostiile și faceți ce simțiți pentru că sufletul vostru să fie fericit, nu ce trebuie să faceți pentru a da bine ca imagine. Oana și Laur, pentru Dumnezeu, lăsați orgoliul. Vă spune Aisha. E un mesaj foarte lung. A, mulțumim frumos, Aisha. Mulțumim frumos, Aisha. Și sperăm să ne înțelegem și chiar sâmbătă. Să trecem și de sâmbătă. Să trecem și de sâmbătă. Adela spune așa. Bună ziua, ceea ce încearcă să facă acum cei doi, Raimond și Constantina. E o slabă strategie pusă la cale între 2 rafturi din magazin și un bilețel, cu scopul ca unii susținători ai celorlalți concurenți să nu voteze Oana în finală. Ceea ce au omis ei este faptul că telespectatorii acestei emisiuni nu sunt doar spărgători de semințe. Mai sunt și persoane cu cerebelul la purtător și pot face diferența. Dragilor, reușiți doar să cădeți în penibil. Nu ați știut să o jucați. Ați trecut de la o extremă la cealaltă. Probabil ați încurcat indicațiile. Chiar ne subestimați. Și mai sunt multe. Dar ideea este următoarea. Că sunt 2 ipoteze. Una că e adevărat și că cei care spun asta au găsit informația pe Facebook. 2. Că Mica, cea care îi susține, mă gândesc, n-ar fi spus pe Facebook, gata, au primit bilețelul, începe joc. Au spus cei care ne-au trimis bilețelul. Poate putea să facă și în glumă, nu neapărat, cine știe. Păi da, dar la voi ce că au trimis bilețelul ca să arate celorlalți susținători că nu e nimic secret și că nu au pus cine știe ce informații. Nu, se... că vine trimiterea bilețelului către noi, nu către dumneavoastră, că stau după aia. Da, păi da, către voi. Și de ce s-a aflat? Tot. Întrebare. Tot afară s-a întâmplat. Păi și tu crezi că Mica ar fi pus pe Facebook, gata, hai că au ascultat ce le-am zis, s-au primit bilet, ceva uite că deja... Bilet. Hmm? Ei, ceva să știa, nu, dacă a fost material și s-au dat și mesaje. De asta zic, adică acum sigur păi că vă dați seama, se joacă tare. Dar, Raimond, faptul că alegi să nu dai nicio explicație, crezi că îți face mai bine? Cred că doamna nu contează, că nu te susține pe tine. Eu vreau să spun o treabă. În primul rând, nu mă interesează ce zice doamna. Nu ne-a votat odată, nu ne-a pus o vorbă bună odată, nu ne-a prețuit odată. Da, tu când răspunzi într-o emisiune, nu-i răspunzi doamne de la televizor, tu răspunzi celor vreo câteva sute de mii de oameni care ne urmăresc și printre care să vă spun o treabă. Dintre milioane de oameni care au fost, poate jumate m-au înjurat și pe mine și familie și de la... În fine, trecem peste. Nu vreau eu să le dau explicația necesară, că nu vreau, pur și simplu. Atunci de ce nu o lași pe Constantina dacă simte pentru nevoie să explice? Pentru că și Tina trebuie să înțeleagă că și dacă dă o explicație și dacă nu dă, unii ai noștri